Stimați oaspeți, dragi bibliotecari, bună ziua! Suntem în fața dumneavoastră cu această minunată ocazie de a vă felicita cu ocazia Zilei de Bibliotecarului, sărbătorită în 23 aprilie. 23 aprilie este ziua cea mai deosebită pentru comunitatea bibliotecară din Republica Moldova. Este ziua în care celebrăm biblioteca și bibliotecarul. Este ziua ce ne oferă ocazia să demonstrăm că gestionăm instituții capabile să creeze punți spre o mai bună comunicare și cunoaștere, capabile să ajute oamenii de a obține noi abilități și competențe, capabile să ajute oamenii să descopere și să cunoască cultura propriei comunități. Ziua Bibliotecarului este sărbătorită împreună cu Asociația Federațiilor Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare, Asociația Internațională a Editorilor, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Bibliotecilor din România și alte instituții profesionale, și este ziua în care sărbătorim și Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor. E ziua în care UNESCO dorește să demonstreze puterea cărților de a hrăni și cultiva creativitatea și a dezvolta dialogul intercultural. Un argument solid în favoarea, mai ales în contextul cultural actual, când intoleranța față de diversitatea culturală devine tot mai pronunțată la nivel mondial. Vorbind despre profesia de bibliotecar, putem spune că modul în care sunt percepuți bibliotecarii depinde în primul rând de capacitatea acestora de a-și etala realizările. Diversele activități realizate la nivel de țară, în diverse biblioteci, demonstrează că am schimbat percepția față de profesie și față de bibliotecar. Profesioniștii din bibliotecile publice, universitare și școlare nu doar împărtășesc idei și istorii de succes. Aceștia sunt adevărați furnizori de experiențe de învățare, care inspiră utilizatorii. Metaforic vorbind, profesioniștii de bibliotecă nu doar oferă meniul, ci sunt gata să și gătească împreună cu utilizatorii acestora. Invit în fața dumneavoastră, cu un cuvânt de salut, pe viceministru Igor Șarov. Mulțumesc mult, onorată asistență, dragi bibliotecari. Avem o zi cu totul deosebită, tot că astăzi este ziua deja 3 mai, trecută de la distanță de 10 zile de la ziua bibliotecarului, dar din cauza anumitor circunstanțe la care nu vreau să-mi aduc aminte de cum ne întâlnim astăzi. Felicitări cu această frumoasă sărbătoare. De fiecare dată, indiferent de locația unde ne-am întâlnit parcursul ultimilor ani, fie la Teatrul Eminescu, fie la Filarmonica Națională, am vorbit de succes anumite, de anumite realizări, dar am vorbit și de anumite probleme cu care ne confruntăm. Și dacă în cadrul ultimei noastre întâlniri la deschiderea anului bibliologic am vorbit de strategii în fond și de anumite planuri pe care le punem pentru perioada imediată de timp, vreau astăzi să profit de această ocazie și să atrag atenția la două momente, în opinia mea, substanțiale, care s-au produs, parcă și se produc în continuare chiar în aceste clipe, care sunt importante pentru breasla bibliotecarilor și pentru breasla oamenilor de cultură în general. Ieri, la ședința primului ministru, am avut posibilitatea de cum să prezentăm nouul concept a salarizării celor din buget, unde oamenii din domeniul culturii sunt plasați de rând cu alte categorii bugetare. Un concept pe care am lucrat într-un regim de alertă împreună cu colegii de la Ministerul Muncii, colegii de la Ministerul Finanțelor și în cadrul grupului de la alte ministere, respective care sunt în sectorul bugetar. Vreau să cred că este un concept foarte bun în care nu ne defavorizează pe noi cei care suntem în domeniul culturii, știind de cum sunt cele mai mici salarii în acest domeniu. Parcursul sarcina care a fost pusă de prim-ministru în luna februarie acestui an, atunci când a fost creat acest lucru, până la sărbătorile de Paști să fie elaborată, a fost realizată. Cred că parcursul următoarelor trei săptămâni, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, trebuie să definitivăm
acest document. Vreau să mulțumesc enorm celor care au participat la elaborarea documentelor, fiindcă îmi spunea un dascăl de meu, dacă nu cunoști o lume, aceasta nu înseamnă că nu există. Primul moment și al doilea, oamenii nu apreciază ceea ce faci adesea. Apreciază ceea ce poți face pentru ei, nemijlocit. Și aici mă închin în fața dumneavoastră, de acum, în fața muncii dumneavoastră, nobile, care fiecare dintre dumneavoastră, de acum, la locurile de muncă, în bibliotecile, fie biblioteci universitare, fie biblioteci publice sau alte tipuri de biblioteci, în viața cotidiană, zi cu zi, confruntați toate aceste greutăți. Sper într-o perioadă foarte scurtă de timp să vedem, de acum, și la discuția acestui concept, care, repet încă o dată, de acum, nu ne divorizează în opinia noastră pe noi, primul moment și al doilea, dă posibilitate în permanență celor care vor să muncească să fie stimulați din punct de vedere a evaluărilor permanente, din punct de vedere a formărilor continui. Și cel de-al doilea moment la care vreau să mă refer este legea bibliotecilor, despre care vom vorbi la deschiderea anului bibliologic. Chiar în aceste momente observați lipsa doamnei Rudacov, care din coincidență sau nu, cel din ceruri, cred că de economie, la orele 10 a fost invitat în comisie de profil pentru ultima ședință, pentru detalizarea tuturor detaliilor care urmează să fie în cea mai scurtă perioadă de timp această lege aprobată. Vreau să profit încă o dată această ocazie să vă duc cele mai sincere mulțumiri pentru activitatea dumneavoastră, să vă fericit cu sărbătoarea și mulțumirile mele, care nu sunt, sigur, pur și simplu mulțumiri gratuite, dar care emană din suflet, pentru cei care au activat în elaborarea acestor documente strategice, bibliotecarilor care au venit cu sugestii în elaborarea legii, membrul Consiliului Biblioteconomic Național și tuturor celor care au înclinat spre elaborarea acestor documente. Un cuvânt aparte și mulțumiri pentru toți cei care au participat la elaborarea propunerilor care veneau din partea Ministerului Culturii pentru noul concept a salarizării în sfera bugetară. Și sper această primăvară, odată cu această sărbătoare frumoasă dumneavoastră și cu trecerea sărbătorilor de Paște, să ne aducă numai bucurie în suflet. Cele mai sincere felicitări pentru dumneavoastră și, odată, mulțumiri pentru munca dumneavoastră pe care o depuneți. Aparte, un cuvânt de salut și din partea doamnei ministru Monica Babuc, care vă felicit cu ocazia acestei frumoase sărbători și, cu permisiunea dumneavoastră, acord tradițional câteva diplome și dreptul o facem nu numai cu ziua bibliotecarului. Știți că pentru noi am fost în permanență alături la solicitările șefilor direcției de cultură din teritoriu, a directorilor de la bibliotecilor din sistemă, pentru a aprecia cât putem activitatea noastră. Vă mulțumesc. Diploma de onoare se acordă doamnei Silvia Antufiev, șef filială publică, publică drept, Biblioteca Municipală Hașdeu, în semn de apreciere a eforturilor de promovare a bibliotecii pentru bună calitate și a serviciilor informaționale oferite beneficiarilor cu prilejul zilei bibliotecarilor, Ministrul Culturii Monica Babuc, 23 aprilie 2016. Doamnei Rodica Nanu, șefă politice publice din Beni Noi Glodeni. Doamnei Larisa Vasilos. Doamnei Luba Ciobanu, șef filială obiectiv de Biblioteca Municipală Hașdeu. Angela Timuș, șef filială Maramureș, Biblioteca Municipală, Bogdanul Iisus de Hașdeu. Doamne Ludmila Capiță, Biblioteca Municipală, Biblioteca Municipală, Biblioteca Municipală. Șef serviciu Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastică. Doamne Dobre Olesea, șef secției Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Cristinițanu.
doamnei Adela Negure, șef serviciu, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat, Ion Creangă. Doamnei Alexandra Cojuhar, șef serviciu, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova. Doamnei Ludmila Răileanu, șef serviciu, Biblioteca Științifică a Universității de Stat de Colosan din Bălți. Doamnei Ana Montean, șef oficiu, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Doamnei Elena Dobrioglu, șef filială Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice din Moldova. Doamnei Tamara Croitoru, șef serviciu Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Doamnei Maria Șarbun, specialist principal Biblioteca Națională, în semn de apreciere a profesionalismului și contribuției la valorificarea patrimoniului cultural național mobil. Doamnei Ludmila Rășoru, specialist principal Biblioteca Națională. Doamnei Ecaterina Dmitric, șef secției Biblioteca Națională. Doamnei Elena Bulgarina, șef secției Biblioteca Națională. Doamnei Veronica Kosovan, șef secției Biblioteca Națională. Și în sfârșit, dar nu ultimul rând, doamna Aliona Montean, director adjunct Biblioteca Națională. Stimați colegi, dragi bibliotecari, sigur că mesajul meu nu avea să fie complet dacă nu avea să aduc mulțumiri de tuturor celor care au organizat acest eveniment și celor care sunt în permanență alături de noi, colegilor de la Novoteca. Vă rog frumos aplauzele și pentru ei, fiindcă sunt o parte a vreslii bibliotecarilor din Republica Moldova și credeți-mă, vă rog că în persoana lui Evan Trăi și a echipei avem adevărat susținători ai meseriei noastre și a prestului bibliotecarilor. Și atunci când ne întâlnim nu numai cu vizitele oficiale în cadrul Ministerului, când ne întâlnim pur și simplu în stradă sau la o discuție, noi în permanență suntem obsedați de aceste probleme, de problemele cotidiene și nu ratăm nicio ocazie de a discuta despre acestea. Acest laudațiu pentru Evan Trăi și echipa sa, încă o dată repet, nu este unul gratuit, fiindcă sunt persoane care le fac pur formal. Investesc foarte mult și cel mai sincer mulțumit cu ocazia acestei sărbători. Dragă Evan, domnul ministru a anticipat un eveniment absolut normal. Următorul care va vorbi în fața dumneavoastră este anume Ivan Treis, directorul programului Novoteca.
Well, good morning, everyone. Thank you very much for inviting me here, and I want to congratulate you all on Librarians Day. Bună ziua tuturor, vă mulțumim foarte mult pentru invitație și desigur vă felicităm pe toți cu ocazia Zilei Bibliotecarului. Thank you to the Deputy Minister for his kind words and thank you to the Librarians Association and National Library for being such important partners for the program. Mulțumim domnului ministru pentru cuvintele acestea calde și de asemenea mulțumim Asociației Bibliotecarilor și Bibliotecii Naționale pentru că au organizat acest eveniment. I often say that at the Novateca program every day is Librarians Day. Noi mereu spunem că de fapt la Novateca fiecare zi este o zi a bibliotecarului. And that's really true. Și asta este cu adevărat așa. And that's because we recognize that the most important resource of a library is not the building, it's not the books. Și asta pentru că ne dăm foarte bine seama că principala resursă a unei biblioteci nu este clădirea în sine și nu sunt cărțile. It's not the computers, it's not the internet. Nu sunt nici computerele sau internetul. It is the library. Ci este bibliotecarul. The librarian is why there is a library, in my opinion, in the opinion of Novateca. Și în opinia programului Novateca, anume bibliotecarul este motivul pentru care o bibliotecă poate exista. Otherwise, if you just put books and computers in a room and just let people go in. Pentru că altfel ați putea pune cărți și computere în orice cameră și oamenii ar veni acolo. It's the librarian that is putting life and energy and soul and care into those resources. Pe de altă parte, anume bibliotecarul este cel care investește suflet, grijă și atâta efort în resursele pe care le are. So almost all of our resources and all of our energy as a program is invested in trying to help librarians to achieve the maximum of their abilities. De aceea toate resursele și efortul pe care programul Novateca îl investește este pentru a vă ajuta pe dumneavoastră, pe bibliotecari să atingeți maximumul de valoare pe care îl puteți aduce. All the training and exchange visits and the travel and the workshops, all of that is in order to help you to animate the resources that you have, whether that's books, whether that's a room, whether that is a computer. Și de altfel toate instruirile, vizitele de studiu, schimburile de experiență sunt făcute pentru a vă ajuta pe dumneavoastră să animați, să aduceți la viață toate resursele, cărțile și tehnica de care dispuneți. And in the last year we have seen quite a bit of progress on all of the fronts in terms of library development in Moldova. Și în ultimii ani am văzut un progres real în toate domeniile din biblioteconomia Moldovei. Now we have over 1,000 libraries in the network. La momentul actual avem deja peste 1,000 de biblioteci în rețeaua noastră. Over 1,500 librarians have received training. Și peste 1,500 de bibliotecari au beneficiat de instruiri. We have opened programs such as the Modern Library Development Fund and the 1+1 program and also some grant programs to enable librarians to make use of all the resources. Și de asemenea am lansat foarte multe programe și inițiative, cum ar fi Fondul de Dezvoltare al Bibliotecii Moderne, inițiativa 1+1, foarte multe concursuri de granturi pentru a le permite bibliotecarilor să valorifice și să se dezvolte. And this year, at this point, we feel more comfortable as a program to step back a little bit from being the leaders of these kinds of activities. Și acum deja noi ca program putem cu încredere să facem un pas în urmă și să vă lăsăm pe dumneavoastră să deveniți liderii în ceea ce faceți. With the partnership with the ministry, the association, the National Library, the National Children's Library and all of you, there is enough leadership, ability and experience now that Novateca just needs to be a support unit. Grație parteneriatelor stabile deja pe care le avem cu Ministerul Culturii, cu Biblioteca Națională, Asociația Bibliotecarilor din Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii, noi deja avem sau dispunem de acea putere, cunoștință, de acel liderism pentru a vă permite dumneavoastră să evoluați în continuare. We see that there is enough energy, dynamism and activity and experience now that the Moldovan public and academic library networks have enough resources to continue the development into the future. Și vedem că deja avem destulă cunoștință, experiență, resurse pentru ca bibliotecile publice și bibliotecile academice să se dezvolte la maxima lor valoare. So in honor of this special day,
I would just like to re-encourage you, to re-invite you to make use of the resources that Novoteca has put on the menu. Iar cu ocazia acestei sărbători vrem să vă invităm încă o dată și să vă încurajăm încă o dată să beneficiați de toate resursele și oportunitățile pe care programul Novoteca le pune pe tavă, ca să spunem așa. We are not going to organize the events anymore, we're just inviting you to organize them with our support. Pentru că deja nu noi vom fi cei care vor organiza evenimentele, ci dumneavoastră, cu suportul nostru, desigur. The Modern Library Development Fund is open and we've extended the deadline by 2 weeks. Fondul de dezvoltare a bibliotecii moderne este deschis și am extins termenul de aplicare cu încă 2 săptămâni. So if you want an event, if you want an exchange visit, if you want a training, you can organize it and we will support it. Deci, dacă vreți să organizați o instruire, o schimb de experiență, o vizită de studiu, dumneavoastră o puteți face cu ajutorul nostru. We also have just recently announced another contest for librarians for infographic development. De asemenea, chiar săptămâna trecută am lansat un alt concurs interesant pentru bibliotecari, concursul infograficelor. And you can see that on our website. Și puteți afla mai multe detalii vizitând site-ul nostru web. And this is another opportunity for you to use some of the knowledge that you've gained and possibly win a tablet for your library. Deci aceasta este încă o oportunitate pentru dumneavoastră de a utiliza deja cunoștințele pe care le-ați obținut și chiar de a câștiga o tabletă în biblioteca dumneavoastră. So in short, we Novoteca is open for business and open to support you as we have for the last 5 years. Astfel Novoteca este deschisă tuturor propunerilor și este deschisă de a vă susține, așa cum am făcut de altfel pe parcursul tuturor celor 5 ani de la lansarea programului. But on this day I would like to encourage you to take the lead and encourage you to show what you would like to do with the resources and the time that we have remaining as a program in Moldova. Dar acum vă încurajăm și vă îndemnăm de fapt pe dumneavoastră să preluați conducerea și să ne spuneți ce ați mai vrea, de ce ați vrea să beneficiați pe parcursul celui un an și jumătate cât programul va mai fi activ. So congratulations once again. Thank you for all the work and all the effort and all the energy you put into your communities through your library. Vă felicităm încă o dată și vă mulțumim foarte mult pentru tot lucrul, toată energia și tot sufletul pe care îl puneți în ceea ce faceți. And I hope that all of this energy that we're talking about is translated out to the entire public of the Republic of Moldova. Și sperăm că această energie pe care o aveți va fi împărtășită cu toată rețeaua din toată Republica. Congratulations. Felicitări încă o dată. Astăzi, profesioniștii cu experiență, dar și bibliotecarii tineri, trebuie să conlucreze cu oamenii, să contribuie la formarea unui cetățean implicat, activ și să ofere cât mai multe oportunități. Bibliotecile și bibliotecarii profesioniști sunt elementul esențial al unei comunități moderne. Invit în fața dumneavoastră pe reprezentanta Ministerului Educației, Ecaterina Zasmenko, director Biblioteca Științifică USM. Stimate domnule viceministru, onorată asistență, bună ziua! Sunt onorată cu prezentarea respectivă că reprezint Ministerul Educației. Astăzi, din păcate, așa și este. Permiteți, vă rog, în statutul meu de președinte al Consiliului Bibliotecilor din Învățământ de pe lângă Ministerul Educației, să vă transmit cordiale felicitări din partea Ministerului Educației, să vă doresc multă sănătate, să vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră în mediile academice, în mediile școlilor, pentru utilizatorii, pentru creșterea și educația noii generații, tinerei generații. Și îmi permiteți din partea Ministerului Educației să dau citire ordinului. În temeiul demersului Asociației Bibliotecarilor din Moldova și în conformitate cu prevederile punctului 12 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 653 din 6 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației emite următorul ordin.
Se menționează cu diploma Ministerului Educației pentru devotament în promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte și cu prilejul zilei bibliotecarilor, următorii bibliotecari din Republica Moldova. Acum este timpul de a vorbi despre imaginea profesională a bibliotecii și a bibliotecarului, de a demonstra că profesioniștii din acest domeniu nu doar observă diferența între răspunsul la întrebarea, între a urmări răspunsul la întrebarea cititorului, dar și ajută cititorii să adreseze întrebările corecte, dar mai ales necesare. Invit în fața dumneavoastră pe Elena Pintilei, director Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și Aliona Manciu, vicepreședinta ABRM, ce vor vorbi despre bibliotecile, cum bibliotecile publice aduc inovația. Bună ziua, stimați colegi! Eu mulțumesc din suflet autorităților noastre pentru cuvintele calde aduse în adresa întregului sistem de biblioteci,
La fel aduc mulțumiri Programul Național Novateca, care este prietenul și sprijinul nostru de votat deja pe parcursul a 5 ani și dacă vorbim despre proiecte, știți destul de bine, în special bibliotecile publice, bibliotecile naționale, în ultimii 5 ani au beneficiat de finanțări de proiecte considerabile care au dus la creșterea numărului de utilizatori, crearea noi servicii, creșterea numărului de vizite, cât și implementarea noilor tehnologii în activitatea bibliotecilor. Despre unele proiecte care au dus la inovații, desigur că a menționat domnul Evan Treis, noi în calitate de lider național care colectează, gestionează și duce la cunoștință autorităților despre rezultatele activității atât bibliotecilor naționale cât și rețelele de biblioteci publice, Biblioteca Națională, pe parcursul lunii martie a organizat împreună cu Programul Național Novateca o conferință de presă, posibil că dumneavoastră deja ați făcut cunoștință cu unele secvențe din cadrul acestei conferințe. Noi, împreună cu Direcția Dezvoltare în Biblioteconomie, am ieșit cu o prezentare către mass media despre rezultatele activității bibliotecilor, rețelei de biblioteci publice din țară. La fel, astăzi venim cu o prezentare, dar și completată cu unele date, care de fapt erau importante și pentru autoritățile noastre, ca să știe la ce nivel suntem cu rata de completare, rata de reînnoire a fondului. În special vom vorbi despre datele statistice și desigur că vom vorbi în special despre cele care sunt într-o dinamică pozitivă. Dacă pe parcursul ultimilor ani, desigur că implementarea noilor servicii, implementarea tehnologiei informaționale, în special în bibliotecile publice, au dus la creșterea numărului de utilizatori care frecventează biblioteca. Totodată, aceasta a influențat și la numărul de vizite per utilizator în bibliotecă. Desigur că implementarea tehnologiei informaționale, crearea noilor site-uri de bibliotecă, cât și crearea conturilor în rețelele de socializare au dus la creșterea vizitelor virtuale pentru utilizatori. Dumneavoastră vedeți aici, sunt prezenți acești indici de bază și relaționali și cred eu că sunt bucurători, în special felicit colegii noștri din rețeaua de biblioteci publice. Acestea sunt realizările dumneavoastră. Cu aceasta vă puteți mândri și până la urmă a merge și la factorii decizii din teritoriu pentru a augmenta activitatea și rolul bibliotecilor în localitate. Următoarele date sunt tehnologiile și acces la internet, care la fel sunt foarte îmbucurătoare, care au dus la creșterea atât a numărului de biblioteci care dețin calculatoare, cât și numărul de biblioteci conectate la internet. Este o cifră îmbucurătoare și noi sperăm că anul acesta suntem la etapa când 1000 de biblioteci sunt conectate la rețeaua Novateca, sperăm că în perioada care am rămas, Novateca se va strădui să implementeze și să atragă alte biblioteci sau bibliotecile care nu au fost conectate vor fi și vor lua un exemplu de la colegii săi ca împreună cu autoritățile locale să implementeze acele programe, cum este programul 1+1, procurând un calculator, Novateca oferă un calculator, procurând o tabletă, Novateca oferă o tabletă. Sunt programe destul de eficiente și îmbucurătoare în dezvoltarea infrastructurii, în special a tehnologiilor informaționale pentru rețeaua de biblioteci Novateca. Iată, prezentăm și vizitele care am vorbit și anterior, vizitele la bibliotecă, ne uităm foarte bine care este impactul, vorbim noi, a implementării tehnologiei informaționale, creierii noi servicii de bibliotecă, care a dus la creșterea numărului de vizite la bibliotecă. Aceste date sunt transmise la autoritățile noastre naționale și credem noi că avem cu ce ne mândrim. Iată, ziceam eu că ar fi fost bine dacă autoritățile erau prezente aici în sală ca să vadă care este rata achizițiilor în bibliotecile noastre. Din păcate, aici o dinamică pozitivă nu avem,
De fapt, ne-am străduit ca să prezentăm datele statistice în comparație. Atunci, totdeauna, diagrama este mai veridică. Și vedem cum s-a mișcat, care este decalajul acesta mare între anul 2012, 2015, 2016, cum cade rata achizițiilor. Desigur că foarte multe biblioteci au beneficiat ultimii ani și de donații. Zicem noi, nu s-a procurat atât carte. De fapt, foarte multe biblioteci supraviețuiesc datorită donațiilor. Și atunci când ajungem în anii aceștia, când avem donații tot mai puține, sau ceea ce a fost, de la Biblioteca Națională a fost distribuit și avem mai puțini deja depozitat carte care era transmisă în calitate de donație în bibliotecile publice, uitați-vă și am ajuns în anul 2016. De fapt, achizițiile scad și acesta nu este un indice îmbucurător, dar el trebuie oricum adus la urechea autorităților publice, atât locale cât și naționale, care știm să cunoască situația care este în bibliotecile noastre. Ceea ce ține rata reanuirii fondurilor și colecțiilor noastre, desigur că diagrama nu este atât de vizibilă, dar în acești ani, cu adevărat, am ajuns la o rată maximă de reanuire a fondului, când deja credem noi că nu se mai poate. Credem noi că această cifră, și noi pentru o informație vom aduce la cunoștința Ministerului Culturii, fiindcă nu este normal la cifra care am ajuns. Recomandările IFLA sunt complet altele. Noi deja le-am întrecut câteva ori. Nu este o cifră bucurătoare, dar trebuie să o cunoaștem și atunci când elaborăm planul, strategiile noastre de dezvoltare, să o luăm în considerație, în special în reînnoirea fondului. Desigur că Biblioteca Națională vine cu niște constatări către administrația publică, în special cea națională, la rang guvernamental, și conchide că biblioteca publică a devenit un serviciu pentru administrația publică locală. Programul Național Novateca a ajutat foarte mult și a sunut foarte mult bibliotecile, până și au fost instruiți și primarii din teritoriu ca să conștientizeze rolul și locul bibliotecii și a bibliotecarului în localitate. Până la urmă, investițiile în biblioteci, acestea sunt investițiile în viitor. Aceasta, de fapt, este un indice care se bucură și care se mândresc, în special bibliotecile dezvoltate din Europa, care sunt model pentru noi. În continuare, dumneavoastră știți că împreună cu Biblioteca Națională am declarat anul 2017 că va fi un an când vom dezvolta și vom promova obiectivele de dezvoltare durabil 2030. Și anume, bibliotecile sunt acele instituții care urmează să dezvolte și să implementeze prin activitățile, prin serviciile, prin tot ceea ce pun la dispoziția populației, să dezvoltăm aceste obiective de dezvoltare durabilă. Biblioteca Națională, în acest sens, a creat și un blog. Dumneavoastră îl găsiți și pe Facebook, rețele socializare. Vă rugăm foarte mult ca să consultați acest blog. Noi, în baza centrului, Organizația Națională Unită, Centrul de Informare creat în cadrul Bibliotecii Naționale, vom gestiona acest blog și dumneavoastră aveți toată posibilitatea ca să vizionați online ceea ce nu vom desfășura în cadrul centrului, ce colecții vom avea, ce putem pune la dispoziție atât online cât și tradițional. Vă rugăm foarte mult să consultați acest blog. În continuare, noi de ce am organizat acel model de conferință de a aduce la cunoștință autorității și mass-media rezultatele activității bibliotecilor. Este un model suedez, dat fiind faptul că am avut posibilitatea, un grup de bibliotecari, să vizităm Suedia, atunci noi am conștientizat lucrul acesta, că trebuie să implementăm și Republica Moldova. Anul acesta, în martie, cum am menționat anterior, am încercat să facem primul pas și împreună cu programul Novateca am organizat această conferință. Ne vom strădui ca să continuăm organizarea acestor conferințe în fiecare an și poate și dumneavoastră în teritoriu, la nivel regional, să organizați un astfel de conferințe pentru autoritățile dumneavoastră ca să aduceți la cunoștință rezultatele activității dumneavoastră. Așa, și desigur că următorul obiectiv sau următoarea constatare va fi că avem nevoie de consolidarea eforturilor. Iată deja
Novateca ne lasă într-o plutire așa deja de sine stătătoare. Nu este ușor deloc. Nu este ușor și pentru Biblioteca Națională, care, având alături programul Novateca, eram puțin așa mai siguri. Acum deja majoritatea acțiunilor care le implementăm sau pe care noi venim cu niște idei noi, Novateca ne susține, desigur, dar mai puțin, și împreună cu dumneavoastră ne vom strădui ca să realizăm ceea ce este indicat în nou proiect al legii privind la biblioteci, și Biblioteca Națională să fie acel centru metodologic cum noi, de fapt, ne propunem. Aici ar fi fost nedrept dacă nu menționam și despre strategia cu privire la dezvoltarea rețelei de biblioteci publice, care a fost elaborată și urmează să fie implementată în următorii ani. Aici, dumneavoastră, pe ecran, vedeți scopul strategiei, s-a lucrat foarte mult și sperăm noi ca ea să fie aprobată în viitor apropiat și în continuare să fie și acea strategie să fie cartea de căpătâi atât a rețelei de biblioteci publice și un model pentru întreg sistemul național de biblioteci. Eu, din numele Bibliotecii Naționale, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici. La fel, vă mulțumesc pentru toată susținerea care o avem și cum lucrăm noi cu dumneavoastră în teritoriu, și aveți toată încrederea că la Biblioteca Națională sunt foarte buni specialiști sau sunt cei mai buni specialiști care vă sunt la dispoziție permanent și poate chiar și 24 din 24. Încă o dată vă felicit cu sărbătoarea noastră profesională, vă doresc multă, multă sănătate, succese și sunteți mândrii acestei țări. Mulțumesc mult! Repoziționarea profesională a bibliotecii ca resursă educațională descrie cel mai bine activitatea unei biblioteci moderne. O bibliotecă orientată spre interesele oamenilor. O bibliotecă ce oferă experiențe inedite de învățare. O bibliotecă ce conține multiple activități inovatoare. Despre cum bibliotecile de învățământ susțin progresul vorbește Aculina Mihaluță, vicepreședintele ABRM, și prin Skype, doctor, profesor universitar Angela Repanovici, Universitatea Transilvania Brașov. Bună ziua! Vă aduc sincere felicitări cu frumoasa sărbătoare, ziua bibliotecarului, și vă doresc multă sănătate. Să rămâneți mereu așa optimiști, curioși, creatori, inventivi și să susținem în continuare procesul de instruire și educație. Dezvoltarea tot mai rapidă a societății informației și cunoașterii a determinat o serie de transformări în educație, cultură, cât și în alte domenii. Instituțiile educaționale și culturale trebuie să găsească mereu modalități și mijloace pentru adaptare la noile provocări. Una din soluții este extinderea ofertei de produse și servicii prin implementarea proiectelor, obiectivele de bază ale cărora sunt susținerea și sporirea calității studiilor. Pentru a-și menține în continuare rolul de actor integrat și important în procesul educațional, bibliotecile de învățământ se află în parteneriate și de plină colaborare cu autoritățile fondatoare, cadre didactice, informaticieni și, desigur, cu utilizatorii, pentru care sunt create colecții valoroase, este asigurat accesul la resurse informaționale credibile, la diverse servicii și produse. Bibliotecile din învățământ din Republica Moldova constituie 1372 de bibliotecari. Modernizarea bibliotecilor și asigurarea accesului deschis la colecțiile actualizate reprezintă o miză importantă pentru dezvoltarea învățământului de calitate din Republica Moldova. Conform datelor statistice din anul 2016, cu părere, s-a produs ceva. Au dispărut cifrele. Eu îmi cer scuze, dar bibliotecile din învățământ oferă acces la baze de date, documente digitale și publicații electronice, seriale achiziționate prin abonare, digitizare de personalul bibliotecilor prin acces deschis. La moment, conform datelor din 2016, sunt create 178 de baze de date, 36 din ele fiind create de bibliotecari, și acces la peste 13,
13 milioane de informații digitalizate și aproximativ în jurul la 20.000 create de digitizate de către bibliotecari. Numărul de biblioteci care dețin calculatoare este un număr mic comparativ cu bibliotecile publice. La moment sunt dotate cu calculatoare numai 37% din toate bibliotecile din învățământ. Acces la internet au doar 1389 de utilizatori. Și pentru din cele 1636 de calculatoare, numai 900 sunt destinate utilizatorilor din bibliotecile din învățământ. Personalul care asigură accesul la serviciile și produsele oferite de către bibliotecile de învățământ sunt în număr de... o clipă. Un număr de 1855 de biblioteci. Din acest număr, 38% sunt deținători ai gradelor, ar categoriilor de calificare. De serviciile bibliotecii din învățământ beneficiază un număr aproximativ de 500 de utilizatori care frecventează biblioteca anual de 6 aproximativ 7 milioane de ori și efectuează vizite virtuale în număr peste 1 milion de vizite virtuale. Împrumuturile efectuate anual de către utilizatorii din sistemul de biblioteci din învățământ este peste 13 milioane de documente anual. Societatea de astăzi se caracterizează prin intensitatea proiectelor în orice domeniu, inclusiv în domeniul biblioteconomic. Proiectele sunt caracterizate prin dinamism și complexitate. Orice proiect are drept scop sprijinirea politicilor, finanțatorilor și în atingerea obiectivelor. Prin implementarea oricărui proiect se dorește dezvoltarea regiunilor și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, care prezintă o modalitate de supraviețuire a organizațiilor și generează efectele asupra organizațiilor care le implementează și asupra factorilor interesați. Orice proiect generează beneficii pozitive, atât în perioada de implementare, cât și mulți ani după. Derularea proiectelor în bibliotecile academice își are un început prin anii 90 ai secolului trecut, datorită finanțării Fundației Soros, anume aceasta a dat start procesului de informatizare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova. În secolul al XXI a urmat programul Tempus, Erasmus+, parteneriatul Moldovei cu Norvegia și România, prin care fac investiții în infrastructura, în dezvoltarea profesională a bibliotecarilor și deschiderea noilor parteneriate. Consorțiul REM, Resurse Electronice pentru Moldova, este un proiect în colaborare interbibliotecară și este inițiat cu susținerea Fundației Soros. Activează pe lângă Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, fiind coordonat de către Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova și este membru al Consorțiului Internațional EIF, la care participă 42 de țări. Un alt proiect derulat, care deja a și finalizat, este proiectul MISSQ, Servicii Informaționale Moderne pentru îmbunătățirea calității studiilor. Realizarea acestui, în parteneriat cu 7 biblioteci, 7 universități din Republica Moldova, cu instituții similare din Lituania, Letonia, Ungaria, România, acest proiect a contribuit la diversificarea și modernizarea serviciilor informaționale pentru învățământ superior de calitate prin crearea unui spațiu informațional academic unic care asigură accesul la resursele informaționale pentru utilizatorii locali și la distanță. Constituirea și dezvoltarea repozitorilor instituționale, susținerea procesului de learning, promovarea culturii informației pentru asigurarea utilizării eficiente a resurselor informaționale. Finalitățile acestui proiect sunt crearea serviciilor și produselor
importante pentru mediul academic și nu numai din Republica Moldova, cât și în afara țării. Prin achiziția unui dintre cele mai performante softuri integrate de bibliotecă Alif și instruirea bibliotecarilor în vederea aplicării acestora. La fel, crearea și mentenanța catalogului partajat pe platforma Exlibris Primo, care reflectă colecțiile a 7 biblioteci universitare, precum și integrarea a 7 repozitorii instituționale și conexiunea la bazele de date abonate. Și în ultimul rând, dotarea fiecărei biblioteci cu licențe și etichete, barcode pentru înregistrarea noilor documente pentru următorii cel puțin 10 ani. Un alt proiect este modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanțat de către programul norvegian de cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriat cu 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, precum Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Brașov, România. Acest proiect, pe lângă obiectivele de bază ale acestui proiect, unul este dezvoltarea competențelor profesionale a bibliotecarilor prin desfășurarea instruirilor în ateliere, workshop-uri, școli de vară în România, întâlniri anuale de proiect cu impact pozitiv asupra modernizării activității celor 18 biblioteci universitare. Și aici vrem să remarcăm cu gratitudine achiziția unui laptop pentru fiecare bibliotecă participantă în acest proiect. Erasmus Plus, consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci, modernizarea serviciilor în Armenia, Moldova și Belarus pentru dezvoltarea personalului bibliotecar și performanțele bibliotecilor. Având ca partenerii europeni Institutul de Tehnologie din Limerick, Irlanda, Universitatea Transilvania, Brașov, România, Universitatea din Creta, Grecia, Piramida Group, Germania, precum și partenerii din Europa de Est, Armenia, universități, biblioteci din Armenia, Belarus și Republica Moldova, și ca parteneri asociați fiind Consorțiul Bibliotecilor Electronice din Armenia, Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova și Biblioteca Națională Belarus. Scopul acestui proiect fiind consolidarea și modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor și abilităților personalului de bibliotecă în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea unor biblioteci inovatoare, parteneri inerent pentru educație, cercetare și învățare pe tot parcursul vieții, precum și crearea serviciului de suport în rețeaua de țările parteneriatului estic prin promovarea și utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internațional și național, schimbul de cunoștințe, bune practici, posibilități de instruire și abilități speciale. Toate produsele și serviciile create trebuie să, pentru a fi utilizate de către utilizatori, desigur că ei trebuie să fie formați și în cadrul, trebuie să aibă o cultură a informației bine formată. Produsele create în cadrul proiectelor sunt posibile datorită accesului deschis și anume conținuturile științifice ale lucrărilor cadre didactice și bibliotecarilor au devenit cunoscute în lume prin adoptarea politicilor instituționale și înregistrarea lor în registrele de acces deschis. La fel, integrarea repozitoriilor instituționale create în cadrul proiectului MISSQ în registrele internaționale Roară, Durespeș și Doar, extinderea, dezvoltarea conținuturilor repozitoriilor instituționale prin participarea la Maratonul Național al Arhivării Publicațiilor inițiat de către partenerii proiectului Modernizarea Serviciilor Bibliotecilor Universitare din Moldova, finanțat de programul norvegian de cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat de comun acord în parteneriat cu 18 biblioteci universitare din Republica Moldova. Echipamentul tehnic achiziționat în cadrul proiectului Erasmus este binevenit în biblioteci. La fel, participarea în cadrul proiectului la realizarea obiectivelor proiectelor, și anume dezvoltarea curriculumului pentru bibliotecari.
participare la elaborarea proiectului strategiei de marketing, ziua de națională de sensibilizare și altele. Și această zi a fost este această zi este remarcată în cadrul zilei bibliotecarului și pe care o sărbătorim, adică o menționăm azi și activitățile preconizate pentru această manifestare au întrunit circa peste 2000 de participanți. Și din poze sunt imagini de la activitățile organizate. Și desigur, rezultatele și beneficiile proiectului sunt promovate prin diferite metode și căi, atât tradiționale, cât și prin intermediul paginilor web, a bibliotecilor, rețelelor de socializare. Prin proiectele internaționale, bibliotecarii au acces direct la realitatea europeană, cultura celor mai reprezentative biblioteci, dezvoltându-și sentimentul de apartenență la valorile europene, precum și cunoștințele, abilitățile, competențele dobândite de către participanți în domeniul de formare vor contribui la creșterea vizibilității prestigiilor bibliotecii, la consolidarea cooperarea internațională în domeniul formării profesionale, precum și crearea de oportunități de a face schimb de experiență privind conținutul și metodele de formare internaționalizate. Implementarea proiectelor contribuie la consolidarea rolului bibliotecii academice ca unic furnizor de informații credibile și în calitate de partener al procesului de instruire, cercetare și învățare pe parcursul întregii vieți. La fel, la dezvoltarea colecțiilor de resurse informaționale pe diverse suporturi, precum și digitizarea și livrarea electronică a documentelor, diversificarea serviciilor electronice și a produselor bibliotecare, competențele și abilitățile noi pentru bibliotecari, modificări de structură organizațională a bibliotecii, managementul personalului, inclusiv formarea profesională continuă, modificări în activitatea de marketing, parteneriate naționale și internaționale, cunoașterea bunelor practici. Toate acestea vin în susținerea progresului fiecăruia și a întregii societăți. Vă mulțumesc! În diverse situații în care trebuie să dăm dovadă de fermitate, să trecem la fapte, să ne onorăm angajamentele și promisiunile. Acest an ne-a adus diverse stări de curaj și optimism în fața încercărilor de divers ordin, financiar, administrativ și altele. Cei peste 1700 de membri ai ABRM reprezintă dovada că suntem o comunitate unită, capabilă să facă față provocărilor. Invit în fața dumneavoastră pe președinta ABRM, Mariana Harșevski. Bună ziua și Hristos a înviat pentru dumneavoastră! Onorată asistență, vă felicit cu ocazia Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova. Deși la o săptămână distanță, de 23 aprilie, oricum acest sentiment al revederii, dar și al sărbării, rămâne în continuare pentru mine, dar și sper și pentru dumneavoastră. Am lăsat pe de o parte să se producă mai multe evenimente în comunitățile noastre la nivel local, dar și la nivel de țară, și totodată am lăsat să și sărbăm sărbătorile noastre creștine. Pe de altă parte, mi-am dorit mult să trecem peste intemperiile naturale prin care a trecut și Republica Moldova. Așa că ediția din acest an cumva e diferită, dar totodată e și deosebită. E deosebită și prin faptul că s-a sincronizat destul de frumos cu acest program al Zilei Naționale de Sensibilizare pentru Biblioteci, care a fost susținut cu multă ardoare de bibliotecile din învățământ, în mod special fiind coordonată de Biblioteca Științifică a Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți, la fel și de Academia de Administrare Publică din Republica Moldova. Am fost mândră și impresionată și de alte evenimente care s-au produs în țară și în mod special de Marșul Lecturii, organizat de Biblioteca Raională Dimitrie Cantemir din Ungheni. Diversele, dar și ampele activități organizate de bibliotecile din țară cu ocazia Zilei Bibliotecarului, cu siguranță a sensibilizat opinia publică și factorii decizionali
pentru a avea o mai ireproșabilă și vizibilă, dar și mai corectă, percepția importanței bibliotecarului în comunitate. Și prin acest eveniment la care asistăm astăzi, la fel a fost, în opinia mea, drept un eveniment de a sensibiliza factorii noștri decizionali despre experiența bibliotecilor, astfel încât cele două prezentări anterioare tocmai au venit să susțină această dorință a mea. Susținem promovarea cărții, a lecturii în cadrul bibliotecilor, dar și prin intermediul asociației bibliotecarilor. Stimulăm creativitatea prin promovarea dreptului de autor, acestea, bineînțeles, fiind și motivele pentru care Republica Moldova a aderat la Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor. ABRM a ajuns într-adevăr la aproape 2000 și anual uneori întrecem cifra de 2000 de membri, și aceasta datorită faptului că sunteți activi și sunt sigură prin demersurile organizaționale ale fiecarei instituții în parte, pentru că știți să promovați profesia și instituția ca atare, să mențineți un dialog profesional cu decidenții din administrația publică locală, dar și cea centrală. Și pentru acest motiv, pentru aceasta, vă mulțumesc enorm. În 2017, Asociația Bibliotecarilor și-a propus în mod special sporirea dinamicii relațiilor de colaborare dintre ABRM și filialele sale, precum și structurile de guvernare, pentru a menține relații funcționale și eficiente în folosul propriu al asociației. Astfel, prin mai multe proiecte pe care le desfășoară la etapa actuală Asociația Bibliotecarilor și pe care tocmai în timpul cât mai apropiat le vom realiza și pe altele noi, venim să susținem aceste demersuri. Prin proiectul Fii Implicat, susținut de programul Novateca, ne vom consolida oferta educațională a Asociației Bibliotecarilor, în mod special pe cea a inovației, astfel încât vă aduc la cunoștință că Asociația Bibliotecarilor va elabora o curiculă nouă în domeniul inovației, care va fi distribuită prin intermediul Centrului Național de Excelență tuturor celor dornici de a cunoaște inovația și, bineînțeles, de a o aplica. La fel, va fi aplicat și două evenimente noi în domeniul nostru, pe lângă organizarea Zilei Bibliotecarului, dar și organizarea conferinței noastre anuale, împreună cu conferințele satelit. Deci vom mai veni cu două evenimente, printre care va fi unul conex domeniului advocacy, la care vom invita și pune în discuție diverse subiecte, precum cele de advocacy, cum să îmbunătățim în mod special pe domeniul politicilor, în domeniul bibliotecilor, dialogând cu decidenții noștri. Și cel de-al doilea eveniment pe care ne-l propunem să-l organizăm anual va fi cel din toamnă, care se va axa în mod special pe formarea non-formală, astfel încât noi să livrăm cât mai accesibile, interesante servicii pentru comunitate. Un alt proiect prin care, la fel, Asociația Bibliotecarilor a reușit va reuși să-l implementeze datorită programului Novateca, este proiectul Împreună pentru Comunitate prin Diversitate. Și acest proiect își propune să susțină dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă prin prisma aplicării un management al proiectelor, astfel încât urmăriți-ne prin intermediul paginii web și veți afla când vom implementa o nouă curiculă, cea bazată pe managementul proiectelor. Multe ne așteaptă în cadrul asociației și aceasta datorită dumneavoastră și datorită susținătorilor noștri. Pe de o parte, ne bucurăm de faptul că munca noastră dă roade, dă proiecte care ajută să soldeze cu lucruri concrete și utile și, în mod special, aici vorbim despre programul Novateca pentru bibliotecile publice și celelalte proiecte susținute la nivel internațional ale bibliotecilor din învățământ. Pe de altă parte, ne întristăm că ne confruntăm cu reduceri semnificative de buget, când achizițiile nu sunt unele benefice, dar și deciziile, la fel, nu sunt în favoarea noastră a bibliotecilor și a bibliotecarilor. Așa că acum, mai mult decât oricând, puterea de a trece peste aceste momente dificile vine din unitate și comunicare. Comunicarea cu autoritățile considerăm noi că are un rol în determinarea vieții noastre profesionale în comunitate. Așa că țin să mulțumesc pentru susținerea consecventă a Ministerului Culturii de a ne ajuta tocmai pentru a organiza acest eveniment al Zilei Bibliotecarilor și care s-a reușit astăzi de a avea aici, în Casa Guvernului. Este o susținere
sigură din partea Ministerului Culturii, iar dovada că legea cu privire la biblioteci în această săptămână urmează a fi aprobată într-un final, ne aduce un nou suflu domeniului nostru pentru a avea succese și mai bune în domeniul nostru. Așa că, dragi colegi, vă invităm să ne susțineți în toate demersurile noastre ale asociației și să fiți alături de noi, să dați curs tuturor invitațiilor pe care le avem și le vom menține în continuare plasate pe pagina web. În mod special mă refer aici la cursurile de formare continuă a personalului din bibliotecă din toate rețelele de biblioteci. Țin să mulțumesc tuturor celor care aplică și susțin acest parteneriat al Asociației Bibliotecarilor cu Universitatea de Stat prin intermediul Centrului de Formare Continuă. La fel, încurajez bibliotecarii, colegii din bibliotecile publice să beneficieze de cursurile de formare continuă din cadrul Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, dar și acelor centre regionale de excelență din cadrul bibliotecilor publice raionale din Bălți, Telenești, Orhei, Căușeni și Ceadăr Lungă și, bineînțeles, ale centrelor de excelență din cadrul Bibliotecii Naționale și a Bibliotecii Naționale pentru Copii. În curând, Asociația Bibliotecarilor va da start și unui alt proiect care îl va avea datorită unei colaborări cu Academia de Inovații și Schimbare prin Educație, care va implementa un proiect cu denumirea ICAN pentru o carieră de succes, astfel încât bibliotecarii vor putea să promoveze competențe digitale membrilor comunității. Vă respectăm pentru succesele dumneavoastră și credem că vom avea împreună și mai multe succese. Vă apreciem pentru faptele și realizările din bibliotecile dumneavoastră, dar și pentru faptul că reușiți să cooperați cu bibliotecile din afara țării. Adresez tuturor bibliotecarilor cele mai elevate cuvinte, exprimându-mi întreaga admirație și recunoștință pentru fidelitatea dumneavoastră, pentru promovarea culturii, dar și a informației, acolo unde noi suntem cei mai tari. Mult curaj și sănătate în continuare, multă prosperitate și încredere în ziua de mâine. În spiritul pozitiv al meu personal, dar și a colegilor din cadrul Consiliului ABRM, care au susținut organizarea acestui eveniment, al gazdei care ne-a susținut în desfășurarea Zilei Bibliotecarilor, pentru a oferi această sală spațioasă, dar și modernă, susținerea partenerilor și a bibliotecilor, sper să influențeze și dispoziția dumneavoastră pe parcursul următoarelor zile și, de ce nu, întregului an. Felicitările mele încă o dată, dragi colegi, dragi bibliotecari! În continuare, Aliona Manciu, vicepreședinta ABRM, va vorbi despre laureții concursului Cel mai bun bibliotecar al anului. Hristos a înviat, stimați membrii Asociației Bibliotecarilor, dragi invitați, permiteți-mi să vă salut și să vă felicit cu succesele remarcabile pe care le avem în prezent și care au fost remarcate mai sus. Suntem o forță, suntem o putere și, în ciuda impedimentelor și obstacolelor pe care le avem, avem astăzi cu ce ne lăuda, avem cu ce ne mândri. Și în acest an, Asociația Bibliotecarilor a dat start concursului Cel mai bun bibliotecar, la care apreciem foarte mult acei ingenioși care au hotărât să participe la acest concurs. Până la data de 24 martie, au fost depuse formularele care au fost evaluate de către membrii comisiei. Și astăzi comisia a decis ca să menționeze pe cei mai buni bibliotecari. Așadar, Asociația Bibliotecarilor acordă diplomă Lilii Rogop, șef secției Biblioteca Municipală Eugen Coșieru de Împărț. Diploma se acordă și Mariei Harea, șef Serviciul Biblioteca Națională pentru Copii Bolșeană. De asemenea, se menționează și Aliona Proca, șef Oficiul Biblioteca Științifică Academiei de Studii Economice din Moldova. Thank you.
bibliotecar principal Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alepo Rusov. Алена Носатый, шеф филиала, филиала муниципальной директора Библиотека муниципальной Библиотеки Рукодета. Despre concursul național cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării vorbește Aculina Mihaluță. Un alt concurs prin care sunt menționate efortul și rezultatele bibliotecarilor este concursul cele mai reușite național, cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării. La concurs au fost depuse 19 lucrări, după cum urmează 6 instituții. Camera Națională a Cărții, 2 publicații, Biblioteca Științifică Universității de Stat Alepo Rusov din Bălți, 5 publicații, Biblioteca Științifică Academiei de Studii Economice, 3, din Moldova, 3 publicații, Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul, 4 publicații, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 4 publicații, Biblioteca Publică Alexandru Donici Orhei, o publicație. În urma examinării, 5 lucrări au fost eliminate din concurs, pe motiv că 4 din ele au fost cu anul de ediție 2017, una fiind cu anul 2015. Rezultatele concursului sunt următoarele. Secțiunea Biblioteconomiei și Știința Informării. Premiul 1. Premiul 1. Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul, autor Goian Natalia, pentru publicația Prelucrarea informațiilor, manual pentru bibliotecile publice, volumul 1, 2016. Mamă, buia, da. Bun este. Premiul 2. Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alepo Rusov din Bălți, pentru publicația Materialele colocviului bibliotecarium Faina Tlehuci, ediția a patra, coordonator Elena Harconița, 2016. Și Camera Națională a Cărții, autor Valentina Chitoroagă, pentru publicația Metodologie de aplicare a costului 7.1-2003, înregistrarea bibliografică, descrierea bibliografică, cerințe și reguli generale de alcătuire, 2016. Și să prind, eu arăt publicația. Secțiunea lucrării bibliografice, bibliografii, biobibliografii, webbiografii și cataloge. Premiul Ion Madan, Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alepo Rusov din Bălți, pentru publicația autor Elena Scurtu, Bălți, important centru urban în nordul Moldovei, bibliografie, 2016. Premiul 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova pentru biobibliografia Mihail Petric, 2016. Premiul 1. Biblioteca Științifică ASEM
pentru lucrarea lucrării de artă din colecția Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, coordonator Silve Ghingulov, ediția a doua, 2016. Premiul 2. Biblioteca Științifică a Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți pentru biobibliografia Gheorghe Baciu, alcătuitor Elena Hărconița, doctor Valentina Ienciu. 16. Și tot pentru această instituție, premiul 2, lucrarea Biobibliografia în memoriam academician Nicolae Filip, alcătuitor Elena Scurtu, Maria Fotescu, redactor responsabil Elena Hărconița, 2016. Premiul 3. Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul pentru biobibliografia Ion Colban între fizică, poezia științei și proza vieții. Alcătuitor Margareta Cebotari, ediție îngrijită de către Mariana Harjevski, 2016. Și Biblioteca Științifică, tot la acest premiu, Biblioteca Științifică ASEM pentru biobibliografie, spovedanie, Gheorghe Repțuf la cea de 70-a aniversare. Coordonator Silvia Ghinculov, 2016. Secțiunea Alte Domenii. Premiu Mare. Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul pentru Dicționarul Enciclopedic Doctori în Drept din Republica Moldova. Alcătuitor Silvia Antufiev, Mihai Tașcă, 2016. Municipală, da. Premiul 1. Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul, autor Rață Valeriu, alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD-ul, cronici, consemnări, poezii, 2016. Premiul 2. Biblioteca Științifică ASEM pentru lucrarea doctor catalogul. E o carte. Doctor honoris causa ai Academiei, Academiei de Științe de Studii Economice din Moldova, ediția a doua, 2016. Mersi și eu. Și premiul special pentru design, Biblioteca Științifică a Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți pentru materialul ghid, împreună cu Olesia Dobrea de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, pentru lucrarea servicii informaționale moderne, pentru îmbunătățirea calității studiilor. 2016. Atât. Vă mulțumim, felicitări la mai mult și la mai mare. La rândul nostru, vă urăm cele mai cordiale urări de bine, sănătate și succese profesionale. Vă dorim frumoase împliniri profesionale, prosperitate materială, bucurie și fericire personală. Fie ca dedicația dumneavoastră, atașamentul față de instituțiile în care lucrați, să ne îndrume către un viitor mai bun. Avem convingerea că susținerea dumneavoastră și implicarea ne va da puterea și tăria de a promova în continuare valorile naționale și europene. Vă mulțumim! O zi bună!